Este ora 13, bine v-am găsit. Mare atenție la prețul combustibilului. Au început protestele în rafineriile din România. Cea mai mare rafinerie, Petromidia, a anunțat că începe să protesteze. Sindicaliștii, angajații de acolo protestează pentru că nu și-au primit salariile mărite, așa cum li se promisese. Problema este că aceste chestiuni apar după intrarea în vigoare a embargoului asupra petrolului rusesc, ceea ce poate să creeze un risc de penurie, pentru că suntem dependenți în totalitate de producție internă. Dacă în rafinerii sunt proteste, oare nu riscăm scenariul francez? Știți ce s-a întâmplat acolo acum câteva săptămâni? Angajații nemulțumiți din rafinerii au protestat, protestele lor au blocat aprovizionarea în aproape 30% dintre benzineriile franțuzești. Problema e că în momentul acesta există și un embargo în vigoare. Avem și o declarație foarte interesantă a președintelui Klaus Iohannis despre consecințele acestui embargo asupra pieței carburanților din România. Îl auzim pe președinte și ne întoarcem la invitații mei. Acum urmări vor fi, asta este foarte clar, dar și guvernul se va preocupa de această chestiune și cu siguranță, cum și până acum s-au luat măsuri bune pentru a proteja populația, se va găsi o soluție și la această problemă. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Liderul de sindicat al rafinăriei Petromidia, domnul Petre Țancău, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Îl salut de asemenea pe domnul Augustin Hagiu, reprezentant al patronatelor operatorilor din transporturi. Bună ziua, domnule Hagiu, vă mulțumesc mult! Bună ziua, să rămânem! Domnule Țancău, încep cu dumneavoastră. Sunteți în grevă, vă cereți drepturile salariale. Ascultați-mă, nu suntem în grevă. Dar în ce sunteți? A fost o acțiune spontană din cauza că nu am reușit să finalizăm creșterea salariilor cu salariații, dar în momentul de față ne-am înțeles cu administrația și protestul a încetat și oamenii au plecat la lucru. Nu deci vă primiți, banii, nu vă primiți banii așa cum ați solicitat? Da, da, o să primim banii, s-au primit 3.000 de lei, deja au primit oamenii în cont și de la 1 martie o să fie creștere salarială de 1.500 de lei. Mai există risc de nemulțumiri, de proteste și la alte rafinării? Pentru că ați înțeles de ce ne uităm atent la dumneavoastră. Dacă dumneavoastră puneți munca în momentul acesta, în contextul ăsta al nemulțumirilor și tensiunilor, dacă apar proteste, riscăm să rămânem fără combustibil, că noi de dumneavoastră depindem acum. Ascultați-mă, nu este chiar așa. De asta ar trebui să nu exagerăm. Păi chiar așa e, noi depindem de producția națională acum. Este adevărat. Dacă a fost un protest spontan, v-am spus, instalațiile nu s-au oprit. Pentru că cei care au fost schimbul 3 au rămas în continuare să țină instalațiile în funcțiune. N-au intrat cei care au fost, care trebuia să intre la schimbul 1 și cei de la schimbul 2 au venit de acasă. Da? Deci nu exista riscul să se oprească instalațiile. Noi totdeauna când discutăm, noi am informat oamenii că patronatul nu vrea să încheie acest acord și atunci n-au vrut să mai intre la servici. Domnule Țancău, toată înțelegerea pentru nemulțumirile dumneavoastră, nu contestă nimeni faptul că aveți dreptul să vă cereți drepturile, cum se spune. Dar înțelegeți care e contextul acum. Dacă rafineriile din România arată aceleași nemulțumiri pe care le-au arătat colegii dumneavoastră în Franța, pasul până la penurie e foarte apropiat. Nu, dar ascultați-mă, dar dumneavoastră cum credeți că colegii noștri care produc benzină și motorină s-au dublat prețurile pe piață, iar lor nu li s-a crescut salariul deloc? De acord adică cu dumneavoastră. Nu, dar ascultați-mă, ce vreți să înțelegem? Că vreți ca salariații să înțeleagă problema României fără să înțelegem și problemele lor familiare? Puneți problema în niște termeni foarte legitimi. Înțeleg ce spuneți, dar sunteți cea mai mare rafinărie din România. Iar noi, în momentul ăsta, depindem de dumneavoastră. Asta e important. În momentul acesta conflictul s-a dezamorsat. Am convenit cu administrația
a ceea ce solicitau oamenii. Oamenii au plecat la servici toți și urmează să mergem mai departe. Nu contează, să știți că o rafinărie nu se oprește ca o brutărie sau ca cineva. Da? Din cauza aceasta au convenit oamenii între ei. În Franța rafinăriile s-au oprit tot pe fondul nemulțumirilor salariale, domnule Țancău. Este adevărat, pentru că dacă cei care sunt patron nu înțeleg că nu numai produsele trebuie să crească prețul la produse, ci trebuie să crească și prețul la manopera pe care o fac oamenii în instalațiile respective, iar într-o rafinărie este foarte greu. Un operator chimic se pregătește în 5 ani de zile. Nu se pregătește de pe o zi pe alta, ci nu se găsesc pe toate drumurile. Dar ați calculat... Din cauza aceasta solicităm și noi să fim răsplătiți ca atare. Domnule Țancău, ați calculat să anunțați public aceste nemulțumiri după intrarea în vigoare a embargoului asupra petrolului rusesc? Dar nu avea sau a fost o întâmplare? Nu, a fost o întâmplare pentru că noi am început negocierile din septembrie, doamnă. Și trebuia să le finalizăm în octombrie. Nu s-a finalizat nici în octombrie, nici în noiembrie. Ieri am avut ultima discuție cu Comisia de Negociere a Administrației și mi-au prezentat că nu vor să accepte ceea ce au solicitat oamenii. Le-am spus că este foarte dificil, pentru că eu în momentul când transmit oamenilor ce ofertă au făcut ei, atunci o să aibă probleme. Și asta s-a și întâmplat. Am transmis aseară și ei între ei, pentru că astăzi comunicarea între membrii de sindicat și între oameni este mult mai avansată față de ce era acum 15-20 de ani. Da? Și atunci ne-am trezit cu ei dimineață în fața pavilionului. Da? Și a trebuit, a fost și directorul general, a văzut care sunt nemulțumirile lor și după vreo 3-4 ore de discuții și astea, am ajuns la o concluzie care i-a mulțumit pe oameni și au plecat la servici. Domnule Hagiu, există riscul ca acest tip de nemulțumiri să apară și să ducă la o situație nedorită pentru România? Da, și este firesc. Cu orice angajat al unei stații TECO, nu mă refer la rafinărie, ai discuta, vei afla două lucruri, că salariile sunt de mizerie în comparație cu efortul pe care trebuie să-l facă și doi, că structura de personal este subdimensionată. Dar asta constatăm la stații când mergem să alimentăm și vedem că serviciile sunt din ce în ce mai proaste, pentru că oamenii sunt stresați, muncesc pe bani puțin, nu au satisfacția locului de muncă, nu au siguranța zilei de mâine, totul este foarte volatil și trebuie să vedem dreptate. Eu n-am cum să-l contrazic pe domnul Tancău, mai suntem și colegi. Așadar, salutăm, Augustin. Vă salut. Așadar, ideea este în felul următor. Nu mă îngrijorează grevele, cât mă îngrijorează politicile și mai ales politicile sectoriale. Revin, o să devin obsesiv, știu că nu vă supărați pe mine, că de-aia mă mai sunați din când în când și vă mulțumesc pentru asta. Am fost asigurați și liniștiți cu câteva luni în urmă că România are stocuri de țiței și nu trebuie să ne facem griji. Acum eu nu înțeleg pe ce planetă trăiește Mr. Iohannis, cum nu înțeleg nici pe ce planetă trăiesc ceilalți. Cert este un lucru, dacă ne uităm la prețul la pompă, suntem fix în același film. Iar asta cu măsurile de la guvern care au protejat România este o prostie mare, cât Cotrocenius și cât Casa Poporului la un loc, pentru că e total ruptă de realitate. Nu a protejat nimic pe nimeni, sunt doar niște măsuri așa de scos ochii, al căror efect sub nicio formă nu-l simțim. Păi, domnule Hagiu, numai târziu de ieri, ministrul energiei, domnul Popescu, în conferința aia de presă pe care a ținut-o până la urmă după ce a ieșit din ascunziș, ne asigura că problema combustibilului este asigurată 100% din producție internă. N-a făcut nimeni referire la riscul acesta de nemulțumiri, de tensiuni sociale. Stimată doamnă Chiriac, dacă discutăm de Petromedia, nu discutăm de resursă internă. Țițeiul se aduce pe mare, după care este transferat printr-un sistem de tip boi, conductă către rafinărie. Adică discutăm și de import. Mai mult decât atât, în spatele imaginii pe care noi o vedem, legat de ceea ce înseamnă acționariat în România, sunt foarte, foarte multe lucruri complicate. Cine crede că OMV-ul este austriac, înșală marnic, sau trăiește la fel, în afara unor informații reale.
Da? Chestiunea asta cu Rusia și cu embargoul este o porcărie aruncată în ochii oamenilor care n-au cum să se informeze la fel ca noi sau nu cunosc anumite lucruri. E așa o chestie de politică, gargară este la nivelul Bruxellesului. Despre ce embargo vorbim? Nu fac altceva decât să complice lucrurile și viața noastră și din punct de vedere social și din punct de vedere economic. Dar o fac voit, v-am mai spus și data trecută. Totul este ordonat. Așa cum Iohannis varsă din gură ceea ce îi se comandă din altă parte. La fel face și Mosiu Ciucă, la fel face și Mosiu Ciolacu și toată gașca asta cu parlament, cu toți, cu guvernare. Asta fac. Deci totul este comandat, ordonat, astfel încât aceste probleme să existe și să coexiste la nivel european pentru a îngusta drumul către care ne îndreptăm toți. De aceea trebuie să fim cu capul deasupra acestor fake-uri și falsuri și fumuri și să ne orientăm foarte bine în acumularea de informații ca să știm ce facem. Domnule Hagiu, dacă n-ar fi existat poate precedentul acesta al grevelor care au aruncat o țară mare, puternică, Franța, în haos, în urmă cu câteva săptămâni, același model, când am auzit de dimineață că sunt nemulțumiri la Petromedia, a fost legitim să încercăm să înțelegem dacă există riscul să ajungem în această situație. Situația diferă extrem de mult. Vă spun de ce. Vă rog. Un salariat în România, într-o rafinerie sau într-o stație PECO, este plătit de 4 ori, da? De 4 ori, cu de 4 ori mai puțin decât un salariat pe același post, funcție similară, în Franța. A, deci diferă, adică e mult mai gravă în România, asta spuneți. Da, da. Însă la pompă avem aceleași prețuri. Ecartul, profitul se face în România cu mult peste profitul pe care realizează companiile de profil în Franța. Și nu mă refer la rafinării, mă refer la întreg lanțul. Sunt lucruri care nu ni se spun. Sunt acele adevăruri neștiute, secrete bine ascunse care nu trebuie scoase pe gură legat de toată componenta de energie sau toată componenta energetică a unui stat. Gaz, electricitate și ne agățăm și carburant. Și ne agățăm de orice la nivel european, de o minciună dată așa teritorială la nivel european, multistat, o mare gogoașă de luni de zile, ca să ce? Să ascundem de fapt incapacitatea noastră și să ascundem de fapt faptul că ne autodistrugem și că ne importăm mai scump resursa și ne importăm mai scump produs finit realizat cu resursă exportată ieftin sau exploatată ieftin în România și că ne vindem la bucățică în fiecare secundă această țară, ce-a mai rămas din ea. Asta ascundem de fapt sub valul acestor minciuni cu embargouri și cu tot felul de povești care ne vin din afară. Și așa cum s-a întâmplat și cu gazoductul, probabil s-a întâmplat și cu greva din Franța. Da? A fost generată, declanșată artificial, nu pe cale naturală, așa cum s-a întâmplat în protestul de astăzi de la Petromedia. Este o diferență uriașă. Da, spontaneitatea. Domnule Țancă, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Lucrați în domeniu, sunteți un om cu mare experiență. Ce se va întâmpla pe piața carburanților? Pentru că și președintele Iohannis, pe care l-ați auzit, a spus că vor fi urmări. Când spune domnul Iohannis că vor fi urmări, înseamnă că vor fi. Da, nu pot să vă spun eu, nu sunt nici prezicător. Eu sper că prețul carburanților să se mențină cel puțin la nivelul acesta. Noi nu prelucrăm țitei din Rusia, noi prelucrăm o parte din țitei, prelucrăm din Kazahstan. Uh-huh. Depinde dacă nu vor ieși niște probleme pe la Novorossiysk, unde se încarcă țiteiul din Kazahstan și se aduce la noi. Dar cred că guvernanții noștri vor găsi soluții în care ar fi putut, că dacă vă aduc aminte, în 90, în 89, la noi se extrageau 16 milioane de tone de țitei pe an. Astăzi, nu știu dacă se extrag 3 milioane jumate. Da? Și atunci ne întrebăm de ce, pentru că în situație de criză ar trebui să găsești soluții să scoți țitei din țară și să-ți pui ție, să-ți protejezi populația. Da? Nu suntem noi. Noi suntem prelucrători și ne interesează măcar să acoperim o parte din creșterile de prețuri cu ceea ce negociem noi, creșteri salariale. Da, mulțumesc mult, domnule Petre Țancău, vă mulțumesc, domnule Augustin Hagiu, pentru intervenție. O declarație făcută astăzi de domnul Marcel Ciolacu, proaspăt întors din vacanța
din Dubai, de 1 decembrie, după cum chiar dânsul a ținut să sublinieze. Domnul Ciolacu ne asigură că de la anul nu vor crește taxele și impozitele. Ori noi știm că de la anul cresc taxele în Horeca, cresc taxe pe băuturi. Mă rog, haideți să auzim pe domnul Ciolacu. În acest moment, anul viitor, nu se va introduce nicio taxă. Nicio taxă, spune domnul Ciolacu. Bună ziua, Constantin Rudniții, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua. Cum nu se va introduce nicio taxă? Băi, nu știu, aceasta e viziunea domnului Ciolacu. Dacă ne uităm în codul fiscal, niște lucruri se întâmplă acolo, adică, dau un singur exemplu, crește salariul minim, care pentru o bună parte din angajatori înseamnă contribuții și impozite mai mari, în sensul că acest salariu se duce pe lanț în sus și vor crește probabil toate salariile, inclusiv contribuțiile și taxele. E foarte probabil ca impozitul specific de la Horeca să se transforme într-un impozit normal, ceea ce aici cred că cred că egalizarea de tratament fiscal nu cred că e cea mai rău, dar înseamnă totuși o creștere de taxe. Și, nu știu, vom mai vedea, pentru că mai sunt o serie întreagă de lucruri care pot apărea până la sfârșitul anului. Da, după cum ați spus, codul fiscal, modificările aduse codului fiscal sunt cele care îl contrazic pe domnul Ciolacu. Vom avea și buget, înțeleg, pe ultima sută de metri, așa, un buget întârziat. E posibil să ne așteptăm la surprize în acest buget? Că e clar, pe oamenii politici n-are sens să-i întrebăm. Adică dacă președintele, copreședintele acestui mare partid aflat la guvernare contrazice ceea ce am fost anunțați, că încă din luna august știm că vor crește taxele în Horeca, că se pun taxe pe băuturi, pe țigări și așa mai departe, vine domnul Ciolacu, spune că nu e adevărat. Ne putem aștepta? Da, aveți dreptate, mai avem niște accize care ar putea să crească, înțeleg că acum se discută. Ideea e că plătitorii de accize, își doresc doar predictibilitatea, adică își doresc să existe un calendar de creștere a accizelor dacă aceasta se întâmplă, ceea ce vedem că nu are loc, adică se schimbă de pe o lună pe alta treaba. Da, vă întrebam dacă în codul, în ultima formă a bugetului ne mai putem aștepta la ceva strecurat așa, după modelul taxa pe soare. Nu știu, adică am văzut așa în linii mari datele mari de buget. Cred că oricum avem un buget strâns, în sensul că avem, ținta de deficit trebuie să scadă, avem niște cheltuieli fixe cu salarii, cu asistența socială, deci cu pensii, avem acum mai nouă cheltuială fixă cu dobânzile, care iată a crescut și această cheltuială. Deci va trebui să vedem în amănunt, sau mai exact ce se întâmplă, mai ales că bugetul e abia la început, adică se mai întâmplă ca și în Parlament să sufere modificări. Constantin Rudniții, deja se vorbește despre iminenta, inevitabila recesiune cu care se va confrunta Europa începând de anul următor. Nuriel Rubini, predicatorul, un fel de guru al predicțiilor economice, vorbește despre mama tuturor crizelor. Este România pregătită pentru aceste scenarii? N-aș spune că niciodată nu suntem pregătiți pentru un astfel de scenariu. E adevărat că am văzut și analize ale OECD care vorbesc despre faptul că România nu va intra în recesiune. Dar România depinde mult de ceea ce se întâmplă în economiile europene, în primul rând, ca să nu mai vorbim de economia globală, și aici scenariile sunt diferite. Apropo de pregătire, nu rămâne de văzut cât de adâncă va fi recesiunea, dacă va fi. Dacă ar fi să ascultăm așa glasul specialiștilor, ar spune că recesiunea, intrarea sau nu recesiune, va depinde de folosirea banilor din PNRR. Ori deocamdată lucrurile stau destul de slab la acest capitol. Mulțumesc mult, Constantin Rudniții, pentru această intervenție.
Vom discuta și despre prețurile înaintea sărbătorilor de Crăciun, pentru că se anunță creșteri de prețuri sensibile. Deja au crescut, dar vor mai crește în săptămânile viitoare. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză, foarte interesant semnalul de alarmă pe care îl trag furnizorii din domeniul energiei. Ei spun că aprovizionarea cu energie este sub semnul întrebării, pentru că găsesc cu greu energie la prețurile impuse de guvern. Amenință cu blocarea reînnoirii noilor contracte, punctul lor de vedere după o scurtă pauză. Semnal de alarmă tras de furnizorii din domeniul energiei. Se găsește cu greutate energie la prețuri plafonate. Există posibilitatea blocării, reînnoirii de contracte pentru clienți. Și știți cu toții, Enel pleacă de pe piața românească. La începutul anului viitor ar trebui să vină un alt operator. Sunt 3 milioane de români care au contracte la Enel. Ce se va întâmpla cu acești oameni dacă furnizorii își declină obligativitatea de a îi prelua? Avem o legătură directă cu doamna Dana Adărăban, o cunoașteți deja, este director executiv AQE, este asociația, una dintre cele mai mari din domeniul energiei. Bună ziua, doamnă, vă mulțumesc mult! Bună ziua, mulțumesc și eu! Doamna Adărăban, timpul este scurt, limitat, iar cerințele dumneavoastră sunt explicite, sunt clare. Spuneți-ne, pentru noi consumatorii, care sunt riscurile actualului context creat de politicienii români? Riscul pentru consumator, acum referindu-mă strict la ce ați menționat, cazul unei companii care a anunțat o intenție de vânzare. Aici problema este destul de simplă, acei clienți vor fi preluați prin procedurile în vigoare, adică nu cred că trebuie să existe o temere în strict pe o speță de genul acesta. Noi, la nivelul federației, am atras atenția asupra unui cadru general, o problemă care îi afectează pe toți furnizorii și implicit pe consumatori. Din 1 septembrie, cadrul legal adoptat de guvern spune că plafonul maxim de decontare, adică diferența dintre prețul pe care furnizorul îl înregistrează și prețul pe care statul român crede că îl înregistrează, această diferență trebuie confirmată, adică trebuie cumva să fie egală. În momentul de față, realitatea ne arată că pe piață nu se achiziționează energie la limita maximă impusă prin lege de autorități, 1300. În aceste condiții, furnizorii care caută în momentul de față energie și nu o găsesc la acest preț, vor avea o problemă pentru că ei nu pot să ia clienți cărora trebuie să le dea o cantitate plafonată în condițiile în care statul nu le recunoaște costul real de achiziție. Există, într-adevăr, din 20 decembrie vom avea un pic de claritate pe o nouă metodologie de alocare care prevede alocarea cu prioritate a unor cantități la prețul de 450, bun, dar problema este că acea cantitate este insuficientă, adică nu va acoperi tot necesarul pe care furnizorii îl au ca să asigure consumul tuturor clienților. Doamna Adărăban, îmi cer scuze că vă întrerup. Este o întrebare pe care nu putem evita. Există un risc de blackout în România, mai ales pe fondul acesta al dificultăților de procurare a energiei? Nu își dorește nimeni un blackout. Să știți că blackout-ul, pe lângă situația critică în care pune pe clienți, este și scump. Adică revenirea este scumpă. Nimeni nu-și dorește un blackout. Furnizorii fac tot posibilul să nu se ajungă aici atât cât stă în puterea lor. În momentul de față, vedeți, toată lumea își îndeplinește obligațiile de serviciu. Toți furnizorii, într-un fel sau altul, asigură energia necesară clienților lor. Problema este dacă intrăm totuși într-o normalitate începând din 2023 și îi mai lăsăm un pic pe oameni să se ocupe și de alte lucruri decât de factura de la energie. Adică asta încercăm, că de un an de zile cred că pe toată lumea am speriat sau mai mult sau mai puțin cu aceste subiecte legate de factura la energie. Deci noi ne dorim cumva să intrăm într-o normalitate. De asta tot insistăm pe un cadru clar care să aibă în vedere realitatea și nu ceea ce ne imaginăm că există. Doamna Drăban, o ultimă întrebare. Există un risc de blocare a contractelor?
În momentul în care un furnizor nu poate să facă o ofertă pentru că ceea ce vede el pe piață este peste ceea ce își permite cadrul legal să ofere clientului, prin această, să spunem așa, decizie administrativă, atunci cu siguranță un furnizor nu are cum să facă o ofertă acestui client. Și de asta vedeți în ultima vreme un număr mare de clienți care se regăsesc în furnizarea de ultimă instanță, care e de fapt de drept o situație temporară, o situație de urgență care trebuie să deservească anumite momente critice. Dar în momentul de față, da, avem un număr un pic prea mare de clienți în furnizare de ultimă instanță și noi ne-am dorit și să revenim la o situație normală. Și care e riscul acestui număr prea mare de clienți? Furnizarea de ultimă instanță se face prin lunar. Unul dintre furnizori deservește nevoile clienților din furnizarea de ultimă instanță. În momentul în care, Doamne ferește, există un furnizor de serviciu, ca să spun așa, și are o problemă de lichiditate, pentru că tu nu știi ca furnizor care este cantitatea de energie pe care va trebui să o cumperi și să o pui la dispoziție pe furnizare de ultimă instanță, pentru că e ceva ce afli în momentul în care preiei acel serviciu. Uh-huh. Și este o cantitate pe care trebuie să o cumperi imediat ca să o dai mai departe clientului. Și atunci, de asta insistăm pe problema de lichiditate. Furnizorul trebuie să aibă un disponibil de bani necesar ca să poată să îndeplinească și această obligație de serviciu. Da, e motivul pentru care unii dintre furnizori chiar au cerut bani în avans, s-a întâmplat și în această vară. Mulțumesc mult, doamna Drăban, pentru intervenția dumneavoastră și pentru că este Moș Nicolae, sărbătoarea cadourilor. Evident, au apărut fotografii în care apar ghetuțe care au în interior facturi. S-a vorbit atât de mult despre facturi în acest an, încât Moș Nicolae a venit cu facturile în ghetuțe. Facem o foarte scurtă pauză, revenim cu o informație îngrijorătoare. La terapie intensivă nu mai este loc în acest moment în spitalele de pediatrie din cauza numărului mare, foarte mare de viroze. S-a ajuns la forme de triaj ca în vreme de război, ca în vremea pandemiei. Care este situația după o foarte scurtă pauză? Cel mai mare val de viroze din ultimii 10 ani, cazurile sunt atât de multe încât secțiile de terapie intensivă ale spitalelor de pediatrie, pentru că sunt copiii cei mai vizați în acest val de viroze, secțiile ATI sunt pline, se face triaj de front, după cum relatează medicii. Avem o legătură directă cu domnul Adrian Marinescu, medicul Adrian Marinescu, Institutul Matei Balș. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru intervenție. Bună ziua, cu plăcere. Spuneți-ne dumneavoastră cât de gravă este situația și ce se întrevede în cazul acestei viroze. Am spus-o și cu alte ocazii, e important să înțelegem că sezonul rece, care în final de pandemie, vine cu o situație normală, care înseamnă multe viroze, gripă, înseamnă în continuare cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 și lucrurile nu se vor opri aici. În lunile care urmează, inclusiv martie, poate și aprilie, vom avea astfel de cazuri. Mă sunt trei aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul. În primul rând că, după trei ani de pandemie, probabil că am uitat ce înseamnă un sezon complicat cu viroze și cu gripă, trebuie să ne aducem aminte. Doi, circulația virusurilor gripale și a virusurilor în general a fost categoric redusă în această perioadă. Oamenii au interacționat într-o mică măsură cu microorganismele și atunci se vor infecta mai ușor și, în plus, în al treilea element, mulți dintre noi am trecut prin SARS-CoV-2, am avut infecții cu probleme de-a lungul pandemiei și atunci sistemul imunitar categoric nu mai e la fel de echilibrat și ne așteptăm să avem astfel de forme care se presupună, mai ales la copii, dar nu numai, internare în spital, monitorizare, cei mici ajung cu insuficiență respiratorie chiar și au nevoie chiar de terapie intensivă. E o situație care e complicată, nu este fără ieșire. Probabil că în săptămânile care urmează trebuie să luăm în calcul că atunci când vrem să mergem la o cameră de gardă, trebuie să ne gândim de două ori. Și poate mai bine ar fi să luăm legătura cu medicul pediatru sau cu medicul de familie care să ne orienteze și să stabilească dacă într-adevăr avem o urgență și trebuie să ajungem la spital în acel moment.
Care este explicația pentru numărul atât de mare de paturi de la ATI ocupate de copii? Este exact ceea ce explicam și mai devreme la copiii mici. Infecțiile virale pot să ducă la obstrucția căilor respiratorii și să ajungă la insuficiență respiratorie și cuprindere pulmonară. Pentru un interval de timp au nevoie de oxigen și suportul acesta e asigurat de cele mai multe ori în terapie intensivă. Sigur că și secțiile care nu sunt de terapie intensivă pot să rezolve, cum se întâmplă la noi în Matei Balș. Deci motivul pentru care sunt destul de multe internări este că cei mici fac bronșiolită cu diverse virusuri, v-aș aminti doar de virusul sincițial respirator, care presupune cazuri destul de multe în momentul de față, a nu înțelege de aici că cele mai multe dintre infecții sunt forme severe, e un procent totuși mic. Dar fiind un val de copii care se infectează, categorică de aici se selectează și cei care au nevoie de spitalizare. Se anunță o lună a socializării prin excelență. Vin sărbătorile de Paște, reuniunile de familie. Vor fi consecințe în ceea ce privește numărul virozelor? Adică există riscul să fie și mai mare? Cu siguranță că există acest risc. Să nu uităm că am avut de curând o mini-vacanță, care a presupus de asemenea interacțiune. Cred că e important cum ar trebui să gândim prudent de acum încolo. Și aici ar fi câteva lucruri. În primul rând, vaccinarea antigripală care ne este la îndemână și care ne ajută în cazurile de gripă ne pot pune probleme. Iar acele măsuri despre care am tot vorbit în pandemie nu trebuie să fie obligatorii. Ele sunt, până la urmă, lucruri pe care le facem pentru a preveni aceste infecții. Evitarea zonelor aglomerate, evitarea contactului cu o persoană care are o simptomatologie acută, poate fi respiratorie sau digestivă. În momentul în care avem un copil bolnav, nu-l trimitem la școală, adultul care are simptomatologie nu merge la locul de muncă. Cred că sunt lucruri mai mult decât simple și toți le știm, doar că trebuie să le punem în practică. Nu mai vorbesc de regulile de igienă cu spălatul mâinilor cu apă și săpun. De la ce vârstă se recomandă vaccinarea copiilor, domnule doctor? Vaccinarea antigripală se face la vârsta de 6 luni. Având în vedere că și cei mici fac de multe ori forme severe de gripă, ei trebuie să fie protejați. Deci de la 6 luni, fără să există o limită superioară, indiferent de vârstă, cu atât mai mult persoanele care sunt peste 70 de ani ar trebui să o facă, să protejeze. Dar nu-i vorba doar de vaccinare, vă spuneam că sunt și cealaltă măsuri care previn infectarea. Mulțumesc mult, domnule Adrian Marinescu, director medical al Institutului Matei Balș. Vă mulțumesc pentru intervenție. Facem o foarte scurtă pauză. România se pregătește să abandoneze speranța că vom fi parte din spațiul Schengen. Semnalele, mesajele care vin dinspre Viena sunt cât se poate de descurajatoare. Cum se pregătesc autoritățile române pentru acest eșec, un mare eșec național? Vă spunem de la ora 14.